Superliga vă este prezentată de Superbet. Da, cred că este genul de meci care avea nevoie de un gol ca să se aprindă un pic. Bordeanu la bara a doua, e gol! 1-0 pentru Iași! Este 1-0 pentru Poli Iași. Nu mai dăduse gol Gheorghiță de un an. Nu mai înscrisese, este prima lui reușită în acest sezon. Un gol destul de ciudat. Dar iată-l pe tânărul fotbalist reușind să marcheze spre satisfacția lui Sandoi, care însă este un tip calm, nu se exteriorizează neapărat foarte tare. Haideți să vedem cine l-a ținut la Gheorghiță. Da, s-a dat gol la jumătatea primei reprize, acum Slobozia trebuie să iasă la joc. Trebuie să se deschidă, trebuie să atace. Bordeanu foarte înalt. Practic Afana fugea în direcția opusă în față de Gheorghiță. Bine, e și un pic de șansă acolo, pentru că n-a reușit să respingă de pe linie cine e, Vlășceanu, cred. Sau Medina, nu știu care dintre ei. În orice caz, gol important pentru Ieșeni, așa cum spuneai, la acest scor, Poli Iași face 17 puncte și este pe locul 9. Liniștită, Iașiul, o, ce frază frumoasă, ce pasă nemaipomenită! Și cum se duce pe deasupra. Tot Gheorghiță. Tot Gheorghiță, da. Dădea în jumătate de oră câte gloate de când joacă el în Liga 1. Așa e, uneori prins câte un meci de ăsta mai deosebit. Nu era offside, cu priviți așezarea în scară a apărătorilor Sloboziei. Fundașul dreapta, Paolo Medina, mexicanul venit de la Hermannstadt, îl ținea pe Gheorghiță în poziție regulamentară. Sunt de bine centrat, lăftura de cap al lui Samaioa și o ocazie imensă. Tyson în blocaj. Cine a fost acolo? Gheorghiță, cred. Gheorghiță a avut o șansă mare, însă Tyson a avut ocazia lui. A fost fault? Ce a fost acolo? Asta este o ocazie mare de tot. Gheorghiță este cel care dă. Care se transformă practic într-un încă un stopper. Și este golul egalizator. 1-1 marchează Ilie. Fantastic. 1-1 Ilie reușea să înscrie și împotriva FCSB-ului. Punctează și acum Iașiul. S-a retras prea mult. 1-1. Ce spuneai mai devreme, să nu plângă după două puncte. Ce lovitură de cap frumoasă. Mihalcea strivește un zâmbet în colțul gurii. Meciul nu s-a terminat încă. Sunt convins că se vor năpusti spre poarta adversă jucătorii Ieșeni. Primul gol pe care îl încasează acasă Iașiul sub conducerea lui Emil Sandoi. Deci acum situația este și mai complicată. Sunt 5 echipe care au 13 puncte, Rapidul printre ele, bine, Rapidul mare de jucat în această seară. Ultima este iarăși Botoșanul cu 12. Da, e offside. Offside, rămâne 1-0 pentru Ieșeni. Cred că pare decizia corectă. Ce parlamentări este? Suntem în minutul 99 și mai avem vreo 5 minute mai normal din această partidă. Da, Mihai Ceasăra. A ieșit bine în mult. Poate să fie galat de 1-2-0. Aici să fie câțiva centimetri diferență. Robanțu. Dorobanțu, minge frumoasă, o diagonală, balon recentrat și se cere corner la faza asta și cred că asta dă Radu Petrescu, nu, iau de poartă. Să nu spui că a dat penalti. Cred că a dat penalti, fii atent. Arată hands, incredibil, minutul
104. A dat penalti este aici. Foarte e foarte sigur pe el. Penalti pentru Slobozia. Să mai vedem și că încă câte minute la VAR. Să știu bine Rapidul. Da, da, clar, nu mai. Clar, clar bine Rapidul. Hai să vedem. Două. Și aici e offside. Efect că offside și aici. E, na. Era o mână acolo. Da, mâna era sus de tot. Dar lovește? Oh, da, 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 mâna da, e clară, nu fă discuție. Dar cine e? Todorovski parcă, nu? Todorovski este, sau? Nu cred că e Ștefanović. Cred că se mai stă la VAR un pic. Ce cauți pe mâna acolo, totuși? Pus un capac. Al 15-a minute pe lungire se încheie aici. Ștefanović este... Ce cauți tu cu mâna acolo? E clar. Mă știu, să nu fost ceva înainte, un offside, ceva la gel, să nu vezi altceva, nu știu. Ce face? Aducă cu... face vudu. S-a mai luat. L-a pus mințită? Îi dă galbe pentru asta, fii atent. Cine ar merge să caute acolo? Dar a făcut niște cruci, n-am văzut ce a făcut acolo. A înțepat mingea, ce a făcut? 206. Toma! A dat gol etapa trecută cu Clujul. Primului gol în Superliga, în carieră. Gol! Și se bază, curcă între Toropanțu și Camara, incredibil! Jesus Fernandez își salvează echipa, da, Toma e devastator ce se întâmplă în zi. Uite ce a făcut Samaiola! Bătură de tot Toma. S-a terminat, s-a terminat. Cât? Hai să așteptăm. Parcă am auzit un tuner. Poate să fie tunerul repetat. Oh. Camara, cu cine s-a... Cu Toromanț. Cu Toromanț. Bătură, exact că trebuie la seminație. Da. A fost un meci cu foarte multe evenimente, mai ales în ultimele minute și în special în prelungiri, două goluri anulate cu VAR-ul, dar golul lui Gheorghiță din minutul 24 a adus alte 3 puncte celor de la Poliaș.